ziua! Interviurile PS News continuă astăzi, avându-l ca invitat pe domnul Florin Roman, liderul deputaților PNL. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți alături de noi și că ați acceptat invitația. Să rămână și eu vă mulțumesc pentru invitație. Tocmai vorbeam că s-a votat în Parlament impozitarea pensiilor speciale. Practic a fost un consens politic după multă vreme. Cum ați reușit după atâta timp, iată, să ajungem astăzi la un vot pe impozitarea pensiilor speciale? Un vot favorabil în Parlament. Da, eu am spus și astăzi în Parlament că, în primul rând, o consider o victorie a românilor, pentru că toate sondajele, indiferent că erau făcute de PNL, de PSD, de USR sau de alții, indicau faptul că românii, în proporție covârșitoare de peste 92%, doresc desființarea acestor pensii speciale. Partidul Național Liberal a încercat, printr-un proiect de lege transformat în lege, să desființeze pensiile speciale. El a fost atacat la Curtea Constituțională, iar Curtea Constituțională a spus că un drept odată dobândit nu mai poate fi retras și, practic, au desființat ca fiind neconstituțional acest proiect. Au existat mai multe variante și niște răspunsuri, niște decizii ale Curții Constituționale care spun în practic cam următoarele lucruri. Dacă vreți să renunțați la pensiile speciale, va trebui să faceți următorul lucru. Deci nu le puteți desfința, le puteți impozita. 2. Nu vă puteți atinge de contributivitate, ci doar de partea de bonus din partea statului, pentru că cei care ne urmăresc trebuie să știe că pensiile speciale au două componente. O componentă de contributivitate și o componentă care e acel bonus uriaș acordat de către stat în aceste pensii speciale. A treia chestiune care ne-a indicat-o Curtea Constituțională a fost ori pentru toată lumea, ori pentru nimeni, pentru că altfel se face discriminare între categoriile de pensii speciale. Și ultima chestiune care ne-a indicat-o Curtea Constituțională a fost, ok, fiind vorba de situații excepționale, puteți merge pe o impozitare în trepte. Astăzi, practic, am luat această decizie împreună cu liderul de grup al PSD, pentru că eu vreau să fiu corect. Nu vreau să o prezint nici ca o victorie a mea, nici ca o victorie a PNL-ului, cum nu este nici o victorie a Partidului Social Democrat sau a liderului lor, e pur și simplu o victorie a românilor, pentru că noi, Parlamentul, și am repetat astăzi de la tribuna Parlamentului, ne-am întors fața spre popor și am ascultat ceea ce ne roagă poporul. Practic, deci se poate și consens politic pe anumite... Se poate. Deci, a fost presiune, a fost o bătălie... Și sigur că n-a fost ușor, să știți că astăzi am reușit să supărăm, pentru că la un moment dat chiar am fost întrebat. Cei mai afectați de această lege vor fi șefii din poliție, din procuratură, foștii magistrați șefi, generalii, parlamentarii cu state vechi, 3-4 mandate, deci oamenii ăștia nu sunt foarte fericiți astăzi și chiar am fost întrebat dacă sunt dispus să pornesc un război cu cine. Am spus că nu pornesc un război cu nimeni. E o solicitare pe care o fac ca parlamentar, fără gram de populism, pentru că așa îmi cer oamenii din circumscripția mea. Mi-au spus de la început, pensiile doar pe contributivitate, nu cu pensii speciale. Cine v-a tras de mânecă așa, domnul? Mulți. Mulți. Am primit, nu o să dau niciun nume, că nu e corect, dar am fost tras de mânecă din multe locuri, inclusiv de colegi de-ai mei, dar... Vă repet, mi-am asumat această decizie, este corect pentru Partidul Național Liberal, pentru că noi am clamat întotdeauna principiul contributivității și din acest punct de vedere eu cel puțin consider că n-am încălcat în niciun fel vreo regulă a partidului, ci dimpotrivă am întărit acea convingere, nu doar public, ci și prin fapte, că principiul contributivității trebuie să primeze. Sistemul de impozitare e relativ simplu. Mi-ați anticipat întrebarea. Care sunt treptele? Spuneați pe consensul pe care l-am găsit astăzi, vom merge cu impozitare zero, ca pentru toate pensiile din România, între 0 și 2000 de lei, cu o impozitare de 10% pentru pensiile între 2000 și 6000 de lei și pe o impozitare de 85% pentru tot ceea ce depășește 7000 de lei. Și vă repet, și cei care vă urmăresc și ne urmăresc, militari, polițiști, procurori, trebuie să știe că cei care au făcut muncă cinstită, muncă serioasă, nu au de ce să se teamă, pentru că pensiile lor nu au fost pensii nesimțite. Au fost nesimțite acele pensii ale șefilor lor,
care au trecut calul. Și așa am ajuns la situația unor pensii de 75.000 de lei, cum este cazul fostului comandant de la închisoarea Colibaș, unde s-a făcut și multă poliție politică. Ori acest om stătea acasă pe pensie de 75.000 de lei și râdea în nas tuturor, inclusiv celor pe care i-a chinuit în închisoarea de la Pitești. Ori lucrurile astea nu mai pot fi acceptate și acest proiect de lege lovește în primul rând în cei cu adevărat cu pensii nesimțite, cei care depășesc valoarea de 7.000 de lei, pentru că, vă repet, nu poate să mă convingă un magistrat căruia îi respect munca, îi respect interdicțiile, dar nu pot să înțeleg cum un judecător, un magistrat, un om care primește o pensie de peste 30.000 de lei mănâncă cu 10 guri. Chiar nu voi putea înțelege deci, asta niciodată. Deci să lămurim pentru cei care ne privesc, toate pensiile peste 2.000 de lei vor fi impozitate? Toate pensiile peste 2.000 de lei vor fi impozitate cu 10% pe partea de bonus din partea statului. Nu ne atingem, conform deciziei Curții Constituționale, de partea de contributivitate. Deci pe partea de contributivitate, că ești special, că ești simplu pensionar, nu se poate atinge nimeni de acest lucru. Ce șanse ar avea o eventuală contestație la CCR? Pentru că știm că legea poate fi contestată la CCR. Această lege a fost scrisă parcă la dictarea judecătorilor CCR, care ne-au spus foarte clar ce trebuie să facem. Am respectat 100% cu punct și virgulă tot ceea ce ne-au spus. Eu nu am încredere în Curtea Constituțională, vă spun foarte clar, pentru că legea votată astăzi a ieșit din pensiile judecătorilor de la Curtea Constituțională. Eu am spus și data trecută, o spun și acum, din punctul meu de vedere, acești oameni ar trebui să, sau cel puțin cei 5 judecători ai curții, care sunt beneficiari de pensii speciale și cumulează și pensia și salariul, ar trebui să abțină, pentru că sunt într-un evident conflict de interese. Dacă Curtea Constituțională, practic, nu va accepta legea propusă și votată în consens total în Parlamentul României, înseamnă că singura soluție e că atunci când Partidul Național Liberal va avea majoritatea în Parlament, să putem rescrie legea Curții de Conturi, să facem reorganizarea, să scăpăm de acești oameni care, din punctul meu de vedere, n-au prea făcut cinste României și au apărat drepturile lor și pensiile lor, dar nu s-au gândit la poporul român. Și va trebui să rescriem și să schimbăm acești judecători de la Curtea Constituțională, pentru că, vă repet, dacă nu poți tu 5 oameni, 7 oameni din Curtea Constituțională să fii mai presus de lege pe care tu spui că o aperi. Nu poți. În urmă, cu puțin timp, Partidul Social Democrat, prin vocea liderului, Marcel Ciolacu, lider interimat, și-a însușit, dacă pot să spun așa, victoria privind tăierea pensiilor speciale. Eu v-am spus, eu pot cu adevărat să-mi asum treaba asta, pentru că impozitarea de 85% și o dovadă scrisă se face în baza unui amendament pe care l-am depus în calitate de lider al deputaților Partidului Național Liberal cu cel de la PSD, colegul de la PSD, cu Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, și colegii astăzi au votat un amendament și o lege. Dar, repet, eu nu vreau să o iau ca o victoria mea sau a colegului de la PSD. Eu vreau să cred că este o victorie a românilor care doresc impozitarea pensiilor speciale. Nu cred că e bine să ducem, pentru că, repet, a fost consens. La urma urmei, orice parlamentar poate spune și da, și prin votul meu, această impozitare este posibilă. Cred că important este că presiunea pe care am făcut-o noi, și aici, într-adevăr, e o parte politică a celor de la PNL pe PSD, i-a determinat să rupă frăția cu pensiile speciale, pentru că, sigur, e ușor domnului Ciolacu să spună acum lucrul ăsta, dar îi reamintesc că PSD-ul este partidul care a inventat pensiile speciale și practic 98% din pensiile speciale sunt introduse prin legi inițiate de parlamentari PSD. Mai spunea domnul Ciolacu că Ludovic Orban, are premierul României, are acum resurse financiare pentru dublarea alocațiilor și mărirea pensiilor, așa cum era ea prevăzută, de la 1 septembrie. Bun, aici e o declarație politică a domnului Ciolacu, pentru că matematica e mult mai simplă. Cum impactul arată matematica? Haideți să explicăm că e foarte simplu. Deci impactul bugetar pe
dublarea alocațiilor de la 1 august, îmi cer scuze, înseamnă 6,7 miliarde de lei. Asta după ce PNL a dublat alocațiile pe un impact bugetar de 2,3 miliarde, iar la 1 ianuarie, tot printr-un proiect al colegului Robert Sighiartău, am indexat alocațiile cu rata inflației pentru fiecare început de an. Ceea ce propune PSD acum e un impact financiar de 6,7 miliarde de lei. Strict pe alocații. Strict pe partea de dublare a alocațiilor. Partea de creștere a pensiilor cu 40% de la 1 septembrie înseamnă un efort bugetar de 44 de miliarde de lei, adică în total vorbim de 50 de miliarde, ceea ce înseamnă alocații și pensii, în timp ce eliminarea pensiilor speciale pe ultimele cifre înseamnă undeva la 12 miliarde. Deci matematica, doar pentru mărirea alocațiilor. Matematica îl contrazice pe domnul Ciolacu. Practic, matematic, vorbind pe cifre, scoaterea pensiilor speciale poate susține partea de creștere a alocațiilor. Guvernul a anunțat deja că va crește și pensiile de la 1 septembrie. Premierul Orban așteaptă rezultatele financiare pe primele 6 luni de zile și cu siguranță va anunța și cu cât vor crește pensiile. În schimb, se generează într-adevăr posibilitatea ca anii viitori, pentru că aceste pensii nu dispar doar anul ăsta, dispar practic pentru totdeauna și acei bani nu se mai duc în pensii, pot veni într-adevăr spre zona de pensii sau spre zona socială. Deci e o informație falsă pe care domnul Ciolacu... Nu, eu îi zic că e politică. Eu cred că domnul Ciolacu cunoaște foarte bine care este impactul bugetar pe fiecare măsură. Ceea ce v-am spus eu sunt cifre oficiale, comunicate de Ministerul Finanțelor Publice și, ok, vom putea fi politicieni mari, dar socoteala și aritmetica o învățăm pe clasa întâi, iar aritmetica ne spune că 50 de miliarde fără 12... dă un minus de 38 de miliarde. Tot domnul Ciolacu anunța în conferința de presă de acum puțin timp că PSD va depune o moțiune de cenzură chiar a doua zi după ce se va încheia starea de alertă, iar zilele acestea au început strângerea semnăturilor. E foarte bine. E un drept constituțional. Este pregătit Partidul Național Liberal și Guvernul pentru acest test? Stimată doamne, a depune o moțiune de cenzură e perfect democratic, opoziția, rolul opoziției este de a cenzura activitățile guvernului, de a depune o moțiune de cenzură, ne-au hărțuit în permanență pe perioada stării de urgență, pe perioada stării de alertă, nu e ușor să guvernezi o țară aflată în plină de pandemie cu o majoritate PSD în Parlament și cu un PNL minoritar de doar 20%, însă cetățenii cel puțin în proporție de 70% conform sondajelor, spun că guvernul liberal a gestionat extrem de bine criza sanitară, au apreciat faptul că România, deși a plecat în aceeași zi cu Spania, a ieșit mult, mult mai bine din această criză medicală. Spania s-a dus la 34.000 de decese, România la 1.200 de decese. Acum, sigur că pregătim toate măsurile economice pentru revigorarea economică. M-am bucurat să aflu de la Florin Cățu că avem deja aproape 4.500 de firme care au semnat contractele pe IMM Invest. Vor veni zilele următoare anunțuri ale guvernului și pentru granturi extrem de avantajoase pentru industria Horeca, industria transportului, practic zonele cele mai afectate, pentru că, să știți, noi am avut un mare noroc. Și norocul nostru s-a numit faptul că cea mai mare parte din cei care asigură că am 70% din veniturile României nu și-au întrerupt activitatea. Și s-ar putea, cel puțin, nu vreau să comunic eu asta, va trebui să o facă Florin Cățu, că vom ieși mult mai bine decât ne-am temut din punct de vedere economic pe această criză care a lovit peste tot, fie că vorbim de România, fie că vorbim de Italia, Spania, Germania și așa mai departe. Bun, dar are guvernul în momentul acesta resursa necesară să treacă peste o moțiune de cenzură depusă de PSD? Nu știu și vă spun sincer, chiar nu e problema noastră numărul unu. Noi ne concentrăm zi de zi pe problemele pe care le avem, că sunt foarte multe, să știți.
ajunge la tot felul de anomalii. Astăzi, de exemplu, doar ca o scurtă paranteză, a vorbit într-o conferință de presă despre ceea ce face Curtea de Conturi. La Alba, de exemplu, s-au dus ciracii lui bugetofagul ăsta de lux de la Curtea de Conturi, Mihai Busuioc, și-au imputat plata alocațiilor, plata indemnizațiilor, care să fie recuperate de la beneficiari. Aceea situație la Olt și la Constanța, că nu s-au înregistrat firmele la Registrul Comerțului, deși legea nu prevede acest lucru, cu suspendare de activitate. De ce noaptea minții? Suntem, din păcate, hărțuiți din toate părțile de către PSD și beizadelele lui, cum e acest tovarăș de la Curtea de Conturi, un bugetofag. Mă uitam cât de cinici sunt oamenii ăștia. De exemplu, la situația de la Alba imputau indemnizații de șomaj echivalentul salariului anual al directoarei de la Camera de Conturi și al lui Bărbaso, care la ei nu e cu nepotism, e tot auditor la Curtea de Conturi, adică vreo 240.000 de lei. Adică ce imputai tu celor mai amărâți, îți duci tu acasă cu bărbatul tău leafă de la Curtea de Conturi, da? Tu te duci și... Deci e ceva de noaptea minții. Și vor fi tot felul de evenimente de genul ăsta, pentru că PSD-ul e un partid care luptă prin orice mijloace pentru a redobândi puterea. E dreptul lor, e felul lor de a face politică. Sigur că noi ne opunem unui partid stat, unui partid care atunci când ia puterea o folosește ca și cum ar fi averea lor proprie și personală. Vom vedea dacă vom cădea prin moțiune de cenzură, vom intra în opoziție și sigur că vom da posibilitatea celor de la PSD să demonstreze românilor că sunt mai buni decât noi. Dar ce ar însemna schimbarea unui executiv? Iată, încă suntem în epidemie. O să-i batem mult mai rău, să știți. O să-i batem mult mai rău. Deci, întrebarea dumneavoastră e perfect legitimă, că nu e oportun momentul pentru așa ceva. Numai că ei trebuie să-și hrănească aleșii locali înaintea alegerilor locale din 27 septembrie. Ei trebuie să dea un exemplu de forță aleșilor locali, rupeți haina de pe voi că vom câștiga legile și vom guverna. Credeți că, de fapt, asta este... Cu siguranță, e nevoie de un imbold pentru aleșii locali, însă îi așteptăm la legile parlamentare și așa cum i-am bătut la legile europarlamentare, la legile prezidențiale, vom învinge și în alegerile locale și în alegerile generale și vom forma la sfârșitul anului un nou guvern al României fără PSD. Discuții sunt și pe marginea prelungirii stării de alertă. Am văzut că executivul a trimis Parlamentului încuviințarea prelungirii stării de alertă. Puteți să ne explicați puțin de ce nu există un vot în Parlament pe prelungirea stării de alertă? Pentru că așa spune legea. Legea votată inclusiv de PSD, legea 55, dacă nu mă înșel, prevede foarte clar un vot din partea Parlamentului doar pentru instituirea stării de alertă. Nu există niciun alt articol care să prevadă expres că e nevoie de un vot al Parlamentului și pentru prelungirea stării de alertă. Din acest motiv, premierul a informat Parlamentul în legătură cu prevederile legale și, practic, din acest punct de vedere, PSD-ul a rămas în offside. Și Parlamentul nu mai poate face nimic, nicio schimbare, să înțelegem că... Parlamentul... Știm că PSD-ul avea câteva schimbări. Bun, i-au forțat lucrurile, dacă vă amintiți, i-au forțat lucrurile și prima dată. Practic s-au bătut atunci mediatic cu noi să ne spună că trebuie schimbate lucruri, iar singurul lucru pe care l-au schimbat a fost că vor trebui să pună ei directorii și nu Ministerul Sănătății. Aia a fost singura schimbare la prima cenzurare a hotărârii de guvern dată pe instituirea stării de alertă. Acum, sigur, propunerile pe care le-au făcut ei puteau să le înainteze guvernului, pentru că potrivit aceleași legi votată de Partidul Social Democrat, odată instituită starea de alertă, guvernul, la recomandarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în anexa 3, cuprinde acele măsuri de relaxare. Și dacă vă uitați pe hotărârea guvernului și pe nota de fundamentare, practic nu există nici o măsură suplimentară de restricționare a unor drepturi sau libertăți cetățenești. Dimpotrivă, există relaxări suplimentare, un exemplu fiind deja celebru și mediatizat caz al accesului în interiorul bisericilor pentru ținerea slujbelor religioase. Deci nu se restrâng drepturi, nu există restricționări suplimentare, ci dimpotrivă măsuri de relaxare suplimentare. Deci rămâne prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, că știm că cei de la PSD guvernul asta, doreau
15 zile. Guvernul asta a decis, vorbim de 30 de zile și din punctul meu de vedere, PSD-ul dacă forțează termenul de 15 zile, generează un conflict de natură constituțională între guvern și parlament. Avocatul poporului deja a sesizat Curtea Constituțională pe prima hotărâre când au cenzurat pentru prima dată în istoria României un act administrativ, o hotărâre de guvern, și unde e clar că s-a trecut peste Constituție. La momentul respectiv am spus însă că e important pentru România să avem o hotărâre a Parlamentului privind instituirea stării de alertă. Și eu cred că de data asta nu vor mai repeta aceeași greșeală. Bun, deci s-a pus cruce, să spun așa, pe discuția privind prelungirea stării de alertă. E opinia mea, e doar o opinie, dar eu cred că nu vor mai forța. Un alt proiect extrem de important a trecut astăzi de Camera Deputaților, care a fost foarte decizional, în sensul în care nu mai pot fi eliberați condiționați deținuții condamnați pentru fapte precum omor, viol și pedofilie. Ce se schimbă? Ce schimbă acest proiect? Aici vă pot spune foarte exact, pentru că sunt inițiatorul acestei legi și am avut o consecvență pornind de la abrogarea recursului compensatoriu până la intervențiile legislative necesare și după acest moment. Practic, după cazul de la Mehedin, ați văzut și dumneavoastră unde un criminal cu 5 crime la activ ajunge în fața Comisiei de Liberare Condiționată de la penitenciar, unde îi se punctează calitățile excepționale între ghilimele, și acel om este eliberat de către magistrați în baza propunerii comisiei de la penitenciar. Eu am intervenit exact în punctul pe care eu îl consider nevralgic, pentru că astfel de anomalii să nu mai apară. Adică, pur și simplu, interzic criminalilor, violatorilor, tâlharilor, pedofililor, celor care agresează sexual copii și urmează decesul copilului în urma agresiunii sexuale, să mai beneficieze de liberare condiționată. Adică nu te mai poți duce la acea comisie. Iar dacă nu te mai poți duce la acea comisie, ți-a dat judecătorul 25 de ani pentru că ai ucis cu sânge rece, stai 25 de ani în pușcărie, nu mai ieși. Da, din păcate sunt mult mai multe cazuri. Acesta a fost doar un caz mediatizat. E doar un caz mediatizat, însă vă spun, eu timp de 4 ani am ținut agenda asta publică în Parlament pe tema asta. Am și alte inițiative legislative care năspresc pedepsele. De exemplu, un alt proiect care se apropie de votul final e cel referitor la detenție pe viață pentru cei care omoară polițiști în misiune. În Statele Unite, dacă ai omorât un polițist, e o infracțiune federală și pușcăria pe viață e a ta, adică nu te mai duci în fața judecătorului care zice, bine, îți dau 25 de ani. Nu, stai pe viață. Și atunci te gândești foarte bine dacă atași cu cuțitul sau cu pistolul sau cu orice alt obiect care poate cauza moartea un polițist. Sunt și mult. Deci ați depus acest proiect. Da, și se apropie și el de adoptare. Vă repet, eu am creat atunci un pachet. Practic am depus 5 legi după modelul sârbesc, unde o tânără de 15 ani a fost răpită și violată, cum am avut acea situație tragică din sudul țării, de la Olt, de la Caracal. Și practic în Serbia, prin introducerea legii Alexandra, s-a introdus detenție pe viață pentru criminali, violatori și pentru tâlhari. Acum, împreună cu colegii din PNL, practic periem întreg codul penal, pentru că vrem să extindem această zonă, adică și dacă te bați în stradă și îl omori pe un om, să știi că e gata, nu te mai duci la liberare condiționată, e pușcărie. Discutăm și de pregătirile Partidului Național Liberal pentru alegeri. S-a stabilit o dată, 27 septembrie. E un consens destul de larg pentru data de 27. Sunt convins că guvernul va veni cu, ca și de fiecare dată în ultimii 30 de ani, cu hotărârea de guvern care să reglementeze data alegerilor, calendarul. Sunt câteva modificări destul de importante, se reduc toate termenele. Practic, cu excepția depunerii candidaturilor și a perioadei de campanie electorală, toate celelalte proceduri se înjumătățesc ca termene, inclusiv strângerea de semnături, e la jumătate posibilitatea depunerii candidaturilor în format electronic și, practic, și viața politică se
integrează în ceea ce trăim în aceste zile de perioadă pandemică. Va fi o perioadă mai redusă de contact cu alegătorii și, practic, mediul online va deveni destul de important în viitoarele două campanii. Știu că aseară a avut loc o videoconferință. Ați participat și dumneavoastră la această videoconferință? Da, particip. Sunt vicepreședinte al partidului și particip. Care au fost discuțiile vis-a-vis de, nu știu, alianțe, posibile alianțe cu Uniunea Salvați România? Știu că pentru capitală există un candidat comun, domnul Nicușor Dan. Da, la București îl susținem pe Nicușor Dan, am și anunțat acest lucru. Cum știu la celelalte sectoare? Unor candidați comuni? Asta vor decide colegii de la Organizația București. Știu că e în lucru un sondaj la nivelul Bucureștiului și la nivelul sectoarelor, ale căror rezultate sunt așteptate săptămâna viitoare, pe sfârșitul săptămânii. Știu că există discuții. Important este ca ei să găsească soluțiile cele mai bune, astfel încât să ștergem tot ceea ce înseamnă administrație, firea PSD, la nivel de primărie generală și la nivel de sectoare. Vă repet, va fi decizia colegilor noștri, pentru că noi am dat posibilitatea colegilor din țară, acolo unde consideră necesar să facă alianțe locale cu USR, cu PMP, să le facă. Deci chiar dacă nu se stabilește la nivel național, pot fiecare... Nu, noi le-am dat mână liberă să poarte aceste discuții, aceste negocieri, să meargă pe candidaturi comune. Știu că se discută la Constanța, știu că se discută la Galați, știu că e această discuție la București. Practic, acolo unde PSD-iștii sunt foarte puternici și există o compatibilizare între organizațiile PNL, USR, PMP, se poate ajunge la astfel de înțelegeri. Domnule Florin Roman, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Am fi avut multe de discutat, dar din păcate timpul nu ne mai permite, însă vă așteptăm cu mare drag la un nou interviu. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumim.